Salut la toată lumea și bine ați revenit la un nou episod de Critical Ops, ultimul episod de Critical Ops, dar din 2023, nu de pe acest canal, e ultimul episod de pe acest canal din anul 2023, dar nu încheiem seria, ci încheiem anul, nu cu ultimul episod de Critical Ops de pe canal, ci anul vom încheia cu alt episod și o să vă zic imediat despre ce este vorba. Suntem în ajunul Crăciunului și vreau să vă urez un Crăciun fericit. Și astăzi vom vedea ce mai e nou, fiindcă s-au băgat două chestii noi. Înainte de asta vreau să vă zic că ultimul episod de pe acest canal va fi cu rezumatul canalului pe 2023. Am mai făcut anul trecut un astfel de videoclip și vreau să mai facem și anul acesta. Practic o să vă zic ce serie rămâne pe canal, ce serie dispare, planurile pe care le am eu pe acest canal, o să vă împărtășesc și niște leak-uri, să vă zic așa, idei ce vreau eu să mai fac pe canalul ăsta în 2024 și nu numai. Deci episodul va apărea cu o zi înainte să se termine anul, pe 31 decembrie. Deci activați și voi clopoțelul ăla ca să primiți notificare, să vedeți și voi acel videoclip, fiindcă este unul destul de interesant. Bine, acum dacă videoclipul o să fie puțin cam lung, îmi pare rău, sper să mă încadrez în maxim 25 de minute, sper eu, sau poate chiar mai puțin, fiindcă nu vreau să fac clipuri lungi și o să vă zic și de ce nu vreau să fac clipuri lungi tot acolo pe acel videoclip. Deci, da. În fine, trecem la videoclipul nostru. Vroiam să fac ceva cu abonații, nu o să mai fac, fiindcă, na, au intervenit niște lucruri. Probabil voi face după anul nou sau, na, cine știe, dar nu o să mai fac niciun videoclip cu abonații deocamdată. Vreau să începem cu ce este nou. S-au adăugat încă 5 taiere în PES-ul acesta. Sunt curios, dacă voi ați cumpărat PES-ul, lăsați-mi în secțiunea de comentarii voi ce ați primit din aceste case-uri. Avem 4 case-uri la PES-ul Premium și unul gratuit. Eu n-am jucat absolut deloc la acest PES din păcate, nici nu prea am avut chef, dar sunt curios, voi dacă ați jucat și ați luat PES-ul, ce v-a picat de aici? Lăsați-mi în secțiunea de comentarii. Avem și background-ul ăsta aici în lobby, mi se pare genial, arată chiar foarte bine. Și stați așa, dați-mi 2 secunde să închid asta. Am aici un case, habar n-am de unde l-am, haideți să-l deschidem. Ok, Tire 3, n-am mai deschis de mult un case, vreau să-l păstrez pentru altceva. Și avem skin pe Super 90, tare, ce pot să zic. Nu știu care e faza cu Riot Tech, am primit foarte multe notificări cu acest lucky spin. De asemenea, spuneți-mi în secțiunea de comentarii dacă ați dat aici un spin, drop-uri ați primit de aici. Eu n-am dat niciun spin, fiindcă n-am bani, am 82 de credite. Și da, mă băieți, cam ăsta au fost și clipul, nu am ce să vă mai zic, fiindcă ăsta a fost clipul, ăsta e ultimul clip de Critical Ops din acest an. Revenim cu episoade de Cops în anul viitor. Bă, episoade geniale, cel puțin vara viitoare o să fie o vară genială, sper. Și o să-mi dau toată silința să realizez videoclipuri cât mai tare și pe Cops și pe alte jocuri, dacă o să fac și alte jocuri. Ăsta a fost și episodul, vă urez încă o dată un Crăciun fericit. Sincer, mă așteptam să dea ceva mai tare, adică pe bune doar un case din asta și probabil o să luăm tier 1 sau 2. Cam bătaie de joc, nici măcar, bă, uite, mie mi se părea tare să dea un case din asta și să dea maxim 2 spinuri gratuite aici și să spice, nu știu, ambele embleme, să fie un script aia, e spică ambele embleme, dar măcar știi că dai 2 spinuri gratuite la Lucky Spin. Cam el rău de tot, după părerea mea, adică e Crăciunul, puteam și noi să primim lucruri gratuite, nu neapărat tari, dar lucruri gratuite, înțelegeți? Sper că nu astea sunt lucrurile gratuite, deși cel mai probabil astea sunt lucrurile gratuite, nu o să mai primim absolut nimic, doar un case și atât. Mi se pare o bătaie de joc. Da, mai am zis și părerea, cam ăsta a fost și episodul.
Sper că v-a plăcut. Ne vedem anul viitor cu episoade noi de Critical Ops și cel mai probabil, nu că cel mai probabil, sigur 100%, următorul episod va fi cu PES-ul, fiindcă în 9 zile se termină PES-ul. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod, adică în 2024. Vă salut!